Bună ziua la toată lumea, suntem bucuroși că avem posibilitate să continuăm discuția noastră vis-a-vis de așa subiecte importante care țin de democrație și transparența autorităților publice locale. În contextul respectiv vreau să aduc aminte doar faptul că colegii mei în cadrul proiectului implementat de IDIS Viitorul în cooperare cu Institutul pentru Reforme Economice Sociale INECO, finanțat de către Agenția Slovacă, SlovacED, a venit cu noi realizări. Din acest punct de vedere, evident, noi considerăm că subiectele abordate sunt extrem de interesante, actuale și binevenite. Chiar dacă cetățeanul de rând se confruntă acum cu alte probleme, inclusiv cu ceea ce ni se spune în fiecare zi în mass media națională, dar oricum să nu uităm că totuși democrația, transparența, indiferent de situația care există, evoluează în mintea cetățeanului, este percepută într-un fel sau altul. Anume această percepție am vrut ca să fie într-un anumit fel fixată, evaluată, pusă la dispoziție publicului larg. Din aceste considerente o să mă refer la anumite date care mi se par destul de relevante și care caracterizează pe deplin situația democrației din la noi din țară. Faptul că au fost intervievați peste 1300 de cetățeni ai Republicii Moldova denotă că datele care vor fi prezentate în cadrul raportului sunt destul de argumentate și din aceste considerente evident vor servi ca puncte de reper și pentru alți experți din domeniu. Așadar, democrația în Republica Moldova, cum consideră circa 67% din cetățeni, este determinată de calitatea vieții. Și evident, calitatea vieții, după cum știți, în mare parte cetățenii o consideră nu pe măsura așteptărilor lor și din punctul ăsta de vedere, circa 20% din cetățeni susțin că democrația în Republica Moldova este de o calitate proastă. Iar 22% și 50% din toți cei intervievați consideră că calitatea democrației este extrem de proastă. Altfel spus, 43% din cei intervievați au o opinie negativă în raport cu democrația în Republica Moldova. Dacă am evolua starea democrației pe o perioadă de 5 ani, circa 28% din cetățenii Republicii Moldova consideră că practic nu s-a schimbat nimic. Lucrurile au rămas intacte. Democrația n-a evoluat. N-a evoluat democrația, referind la prima teză, evident considerăm că nici calitatea vieții n-a evoluat simțitor. Cu atât mai mult, 35% din cei intervievați consider că starea democrației s-a înrăutățit comparativ cu ceea ce a fost anterior. De ce așa se întâmplă? Cine a influențat toate procesele respective negativ în desfășurarea lor? Mai mulți cetățeni moldoveni din diasporă consideră că frauda bancară care s-a produs în Republica Moldova a influențat extrem de mult percepția cetățenilor vis-a-vis de calitatea democrației. Și rolul pe care îl au instituțiile statului
în percepția cetățenilor este considerat mai mult negativ decât pozitiv în promovarea democrației în țara noastră. Așa, instituții precum judecătoria, procuratura sunt factori care nu promovează democrația în opinia cetățenilor și din punctul ăsta de vedere lucrurile stagnează. Cetățenii au menționat doar două instituții. Este vorba de societatea civilă și este vorba de presa publică. Doar acestea două instituții promovează intens, promovează destul de coerent democrația în Republica Moldova. După cum observați, cetățeanul nostru simte cum se desfășoară lucrurile în Republica Moldova și percepția generală din acest punct de vedere este așa cum este și trebuie să facem concluziile necesare. Dacă să trecem la celălalt raport care ține de transparența autorităților publice locale, evident, în direcția respectivă s-au acumulat mai multe informații, metodologia este pusă la punct, colegul nostru Viorel Părvan știe foarte exact cum să culeagă datele și cum să le interpreteze și la acest compartiment iarăși sunt deficiențe, sunt probleme. După toate calculele efectuate, media generală a transparenței printre autoritățile publice locale a scăzut. Calculele care au fost realizate de către experți în domeniu demonstrează că la compartimentul respectiv sunt mai multe deficiențe, despre care Viorel o să vină cu argumente. Un lucru îmbucurător vreau să-l scot în evidență, ținând de elaborarea codului de conduită și etică pentru funcționarii publici aleși locali de nivelul 2. Din punctul ăsta de vedere, evident, s-a făcut un pas înainte, dar un singur detaliu, că din cele 10 raioane care au elaborat codul respectiv, doar două au plasat pe site. Colegilor care vor prezenta raportul, Veclav Ioniță și Viorel Părvan, le urăm succese și consider că toată lumea care va urmări rapoartele respective va afla foarte multe lucruri noi, interesante și utile pentru cetățenii Republicii Moldova. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Peter Goliaș and I am director of the Institute for Economic and Social Reforms, which is an economic think tank based in Bratislava, Slovakia. Today I am going to give you a presentation on the quality of democracy in Moldova compared to other countries. I will divide my presentation in three parts. In the first one, I will explain why actually democracy matters. In the second one, I will give a few facts about democracy in Moldova compared to other countries. And I will finish with a few information about our project that we are running here in Moldova. So why actually democracy matters? The most important thing is that it brings quite easy possibility for people to replace government that they are not satisfied with in regular elections. It brings also open public debate, which helps to find the best solutions to social and economic problems. And this open public debate, together with distribution of power, prevents from power abuse
which is crucial for building social capital, which means trust among people, and also it brings better possibilities for innovation, which means for realization of potential of every citizen in the country. So all these factors together, solving problems, cooperation among people, and better possibilities for innovation, lead to higher standard of living. So this is the strongest argument in favor of democracy, that the better democracy you have, the higher probability of better standard living in the country you have. Of course, it is not easy to build well-functioning democracy, and there are some very serious threats to democracy which are faced by all nations in the world. One of the most important is the iron law of oligarchy, which means permanent attempts of those who are in power to abuse power in their interest. This can lead to very bad things, which are quite well known to all of us, including state capture, corruption, waste of public money, injustice, degradation of morality, or in the worst case, it can bring to some violence and violent solutions. It can disrupt free competition in the country, it can make the monopolies stronger, and many other factors. The second threat, very important threat to democracy, is populism. By populism, I mean popular but harmful measures or rhetoric of politicians, and this can lead again to unsustainable public finances because of preferring short-term solutions to long-term stability. It can lead to violation of human rights, on effects on minorities, and also it can lead to deterioration of public goods because populism is not able to solve problems of general people, and the public services or public goods are in the worst state. So what are the determinants of good democracy? So what do we need actually to have a well-functioning democracy? I believe there are two most important factors. First one is well-functioning institutions. So you need to have well-functioning institutions in the country, which means you need to have fair political competition, you need to have a system of checks and balances, which means distribution of power among independent and well-qualified institutions, and you need to have strong public oversight, which means free media and engaged citizens. And the second important thing besides institutions is that the people living in the country, so the general citizens, need to have some key democratic values which are based in their heads and in their hearts, so they need to really believe that these values are important for a good life. And among these values, the most important is tolerance, so respect for other people, protecting human rights, protecting life and dignity, justice, rule of law, freedom, solidarity, and there are also some other important values, but these are the most important, according to my opinion. You have several democracy ratings in the world. This is one of them. It is produced and calculated by the Economist Intelligence Unit, which is research agency based in London. And here you can see the world map with countries colored according to the quality of their democracy. The green color means full democracy. The light green means flawed democracy, so democracy with some problems. The yellow color means hybrid regimes, and orange and red color means authoritative regimes. As you can see, Moldova has yellow color, just like Ukraine. In the Central Europe, you see light green colors. In the Western Europe, you see green, deep green, and also in the Northern Europe, deep green colors,
just like in, for example, Canada, Australia, or New Zealand. So, on the contrary, in the Africa and Central Asia and China and also Russia, you see orange and red colors, which means that there are no democracies. These regimes are authoritarian. It's very interesting to notice that just almost 6% of world population lives in full democracy. So it's very few people actually live or are lucky to be born and live in full democracies. Slovakia is not among them. Moldova is not among them. Slovakia is among flawed democracies where 43% of population lives. Moldova is among hybrid regimes where 16% of population lives. And 36% of people live in authoritarian regimes. So again, to create full democracy is not an easy task. If you look at this chart, on the left side, I show you how the quality of democracy changed over 2006-2019 in given set of countries. I have chosen Moldova, some of its neighbors like Romania and Ukraine. There is also Russia, there are countries from Central Europe, and China and USA as big countries and important countries in the world. You can see here that there is just one country, and it is Estonia, which has positive number, which means that in this period of time, the quality of democracy has improved in this country. All other countries are negative, which means that the quality of democracy has got worse. In Moldova, you see that the worsening was quite substantial, but the worst of all countries is Russia, with very huge deterioration of democracy. On the right side, you see actually the level of democracy, and here you can see that the most democratic is Austria. It actually has rating above 8, which means it is a full democracy. And then very close to it, or to rating 8, is in USA and in Estonia. And then you have other countries, including Slovakia with 7.17, and Moldova, you can see the rating is 5.75, which is similar to Ukraine, but better than in China or in Russia. How they measure the quality of democracy? This is one of the most complex indexes which are calculated in the world. They calculate it based on 5 different categories of indicators. Together there are more than 60 indicators, so it's really complex. And these 5 categories are the quality of electoral system, so if you have free and fair elections, and what kind of political system you actually have, if it is democratic or not. Then you have functioning of government, so how effective the government works, how able it is to implement the measures, what is the system of checks and balances, so the system of distribution of powers, what is the degree of corruption, what is the trust to government and political parties. And here you can see that in Moldova the rating is very low. So really, you have problems with the distribution or division of power and with corruption, and also with trust to official bodies, political bodies and institutions. In terms of political participation, which is the third category, here is measured how active are people in engagement in public affairs, how active they are in membership in political organizations, and how often they go to elections. In political culture, again, you see that Moldova has very low rating. This means that how people understand the importance of democracy for the quality of life, for public order, for the economy, for actually the standard, for the quality of standard of living. So
here you see that also Moldova is lagging behind, and both these categories are among categories where our project is focus, is putting the highest focus, so we try to launch or to ignite the debate about meaning of democracy and the quality of democracy, and also we try to evaluate the independence of institutions in Moldova. Then the last category is civil liberties, and here Moldova has the best rating, even though I know that also in freedom of media and rule of law there are some problems in Moldova. There is also independence of judiciary and protection of private property and human rights included as in this category of indicators. In this chart, I will show you what is actually the link between the quality of democracy, which is on horizontal axis from 0 to 10. 10 means the best democracy, 0 no democracy, and on the vertical axis is the wealth of nations, which means how rich is the country in terms of GDP per capita in purchasing power parity. You can see actually that if you go from left to right, you have basically on average higher columns. So it means that more democratic countries you have, the richer are the countries. And there are some exceptions, especially among the authoritarian regimes, where you can see that there are some very rich countries among these, but they have one thing in common, and it is that they are very rich in oil reserves and they are huge oil exporters. So that's the only reason why they are so rich. On contrary, if you look at countries which are to the right, there are many countries which doesn't have oil reserves but are rich because they have democratic regimes. Moldova, as you can see, is marked with yellow color, and it belongs to hybrid regimes, similar to Ukraine, which is very close. The Romania is among flawed democracies with higher standard of living, just like countries from Central Europe, Slovakia, Czech Republic, and some others. In this chart, I put again the same numbers. So on horizontal axis, you have the quality of democracy from 0 to 8. But on the vertical axis, I put life expectancy, which means how long on average people live in different countries. And by colors, I distinguish the degree of wealth. So how rich are the countries? Green colors, green dots means the richest countries in the world. And red countries or red dots mean countries which are the poorest in the world. So again, you see the trend line, which is going up from left to right, and which means that the more democratic countries you have, the longer lives people live there. And also you have green dots concentrated in the right upper chart or section of the chart, which means that the most democratic or the most rich countries are concentrated among most democratic countries with the longest lives. On the contrary, on the left bottom side, you have red dots, which means that countries which are not non-democratic, people there live shorter lives and are much poorer. Again, there are some exceptions, mostly the oil-rich countries, but also Russia, which is also oil-rich, of course, and China, which have quite long lives, people there on average, but they are not among the richest in the world. I will come back for a while to show you that Moldova is right in the middle here with yellow color and very close to Ukraine. Romania, for example, is to the right with blue color. Slovakia is with green color. And Czech Republic is here, and then you have on this
on this side, usually other European Union countries, and Australia, Canada, and Japan and some other countries here. Another important rating is produced by Freedom House. They concentrate on countries which are in transit, which means mainly transit from communist regimes to democratic regimes. And this means mainly Central and Eastern Europe and Central Asia countries. So they evaluate 29 countries every year, and you can see here the development over 2010-2020. You can see that the number of democracies fell down from 15 to 10, number of hybrid regimes increased from 3 to 10, and number of autocracies decreased from 11 to 9. So, which means that the trend actually is not very positive, because the number of democratic countries is falling down, number of hybrid regimes is going up. Here you can see the same in a chart, in a map, and you can see by different colors. The purple color means authoritative regimes, this yellow-brown color means hybrid regimes. Moldova, Ukraine is hybrid regimes. Interesting to notice is that according to this methodology, also Hungary is a hybrid regime, which is a very fresh rating. So previous year it was still green, but this year it has got worse rating by Freedom House. Also the Balkan countries are hybrid regimes, and countries in Central Europe like Czech Republic, Slovakia are consolidated democracies according to this methodology, just like Baltic countries. And then you have semi-consolidated democracies like Romania, Bulgaria, Poland or Croatia. What they assess in this rating, they have seven categories. It is electoral process, civil society, independent media, national democratic governance, judicial framework and independence, local democratic governance, and corruption. I give you also a link to detailed methodology if you are interested to learn what actually they measure in these categories. Here you can see the chart comparing the levels of democracy in different countries and for different categories, and you can see the Moldova here in this red circle, so you can see it is among hybrid regimes, and you can see that Moldova has biggest problems with national democratic governance, but also with corruption, with judicial framework and independence. And there is also a problem with local democratic governance and with media independence. So very similar ratings have Armenia or Kosovo, but Moldova has a substantially higher rating than countries from Central Asia. Again, Central Europe is to the right, and Baltic countries and Slovenia are among the best. It's interesting here, Slovakia belongs to most democratic countries from this region. You can see that it is right behind the Czech Republic. This chart shows which countries had the highest decline in democracy over 2010-2020, and here you can see Hungary, which was a well consolidated democracy 10 years ago, but the rating has been falling down since then. And just this year, it appeared to be among hybrid regimes. Similarly, Poland's rating has starting to deteriorate since 2015, and it's among semi-consolidated democracies for 2020. Also, the democracy in some Balkan countries is getting worse. Freedom House also puts a chart with links of quality of democracy and death rates caused by air pollution. So here on horizontal
horizontal axis you have the quality of democracy, on vertical axis you have the rate of deaths from air pollution, and you can see the trend line which is downward going, and it means that the more democratic countries you have, the lower is the death rate from air pollution. So again, it is another indicator which is proving that democratic regimes have better quality of life. So I have shown you that people in democratic countries live longer, they are richer, and they also have lower death rates caused by air pollution. So this is about the facts on democracy, and now I will give you a few information about our project. The title of the project is Supporting Democracy, Independence and Transparency of Key Public Institutions in Moldova. We launched the project in October previous year, and we will finish in March next year. It is implemented by INECO, which I am representing here, in partnership with Moldovan think tank Idis Vitoriu, and it is funded by the Slovak Aid. Our project is building on previous projects which we were running since October 2015, and which were focused mostly on increasing transparency and financial health of local governments and state-owned enterprises. In this project, we are focusing more on quality of democracy in Moldova. So our main goal is to improve democracy in Moldova, to reduce risk of state capture and power abuse, and we want to do it in three ways. First one is to support public debate about current state of democracy. Second one is to strengthen the independence of key regulatory and judiciary institutions in Moldova. And the third one is to increase transparency and support implementation of anti-corruption measures in state-owned enterprises and local governments in Moldova. All these activities are based on transfer of know-how from similar successful projects which we have been implementing in Slovakia. So our key outputs. Today we are presenting report on current state and development of democracy in Moldova, and my colleagues from Idis Vitoriu will give you very specific results of this report and research. Then in later this year we will present also a report on the independence of key public institutions in Moldova. We are also regularly updating the transparency and financial health ratings of public enterprises and local governments, both cities and regions, and we are publishing every month electronic newsletters with the most important results of the project. So what is next? In October this year, we will organize a conference in Chisinau where we will publish report on institutions and update data of local governments, on financial data of local governments on our internet portal. We will continue in publishing electronic monthly newsletters. We will organize at least 10 lectures for students about democracy and study visits to at least 10 public enterprises and local governments where we will provide them with our know-how on implementation of anti-corruption measures. We will finish project in March next year in conference taking place in Chisinau, where we will present fresh ratings of transparency and financial health of public enterprises. So for now, that's all from me. I wish you successful conference and successful and fruitful debate about democracy in Moldova. And thank you for your attention and goodbye. Stimați prieteni, bună ziua! Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect extrem de important pentru Republica Moldova, starea democrației, care este situația democrației Republicii Moldova, cum este percepută democrația în Republica Moldova, dacă democrația influențează cumva nivelul de trai al populației și dacă există o careva corelație dintre democrație, încrederea populației în guvern sau în parlament. Pentru a realiza această cercetare, noi
Pe de o parte, am dorit să aflăm opinia populației și am comandat CBSAC sau casă de sondaj, am comandat un sondaj prin așa întâlnire mai mare de 1100 de persoane cu reprezentativitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, atât din punct de vedere al geografic, cât etnic, vârstă și toate celelalte categorii. Al doilea lucru, am considerat important să aflăm care este opinia diasporei. În acest sens am făcut o cercetare prin intermediul internetului, ne-am rugat cetățenii noștri care se află peste hotare Republicii Moldova să răspundă la mai multe întrebări legate de democrație în Republica Moldova și în al treilea rând am solicitat opinia la 48 de experți care ne-am străduit să fie din toate domeniile, din mediul academic, din mediul practic, care au viziuni de stângă, care au viziuni de dreapta, deci tot tipul de experți care am putea să aflăm ce este cu democrația în Republicii Moldova. Înainte de a trece la cercetarea propriu-zis, aș dori să spun care sunt aspectele despre care noi am vorbit. Primul indice care dorim să-l discutăm astăzi este indicele stabilității politice. Este un indice care a fost lansat pe piață acum 15 ani de zile în urmă, de către CBSAX, datele le-am preluat în cea mai mare măsură de la ei, dar am analizat acest indice și noi în relația cu experții care am pus să răspundă la 4 întrebări despre care vom vorbi mai târziu. Al doilea întrebare care interesată este care este calitatea democrației în Republica Moldova și în țările regiunii. Cum văd cetățenii noștri democrația din Republica Moldova, nivelul democrației din Republica Moldova, comparativ cu Rusia, Ucraina și România, sunt țările care cel mai aproape noi ne putem compara cu ei. După aceasta, am dorit să aflăm în opinia cetățenilor cum au evoluat calitatea democrației în Republica Moldova în ultimii 5 ani de zile. De asemenea, aici am întrebat diaspora, dintr-o parte, cum văd ei, ce evenimente și cum au influențat calitatea democrației tot în ultimii 5 ani de zile. O altă întrebare este rolul instituțiilor în promovare democrației în Republica Moldova. De asemenea, am vrut să vedem factorii de bază care influențează democrația în Republica Moldova. O altă întrebare, în opinia noastră, destul de importantă este rolul partidelor politice în promovarea democrației. Aici, pentru a nu da interpretări, am luat primele 7 partide, le-am selectat după reprezentarea lor în Parlament, reprezentarea lor la nivel local și reprezentarea lor în sondajele din ultimii 3 ani de zile. De fapt, 7 partide destul de ușor putem vedea care sunt ele și am vrut să vedem care este opinia cetățenilor și a experților legat de impactul acestor partide asupra proceselor democratice în Republica Moldova. Și ultima întrebare, care mi s-a părut că este una foarte bună, noi avem o tendință așa că de cât autoritară. Oamenii doresc o mână puternică, poate din cauza că se inspiră de la alte țări, de la răsărit, dar avem și anumite tendințe nedemocratice, ele au un mai mare substrat. Aici noi am întrebat experții și diaspora. Cum crede ei, din ce cauză cetățenii Republicii Moldova, o parte din cetățenii, nu toți, o parte din cetățenii Republicii Moldova votează cu lideri autoritari, lideri nedemocratici sau lideri care nu prea îmbrățișează valorile democratice. De ce se întâmplă acest lucru? Și în final vom afla aceasta. Dar înainte de a trece la cercetarea propriu-zisă, aș vrea să mai aduc încă o mică explicație metodologică. Pentru a evalua democrația și a da un anumit punctaj, noi am rugat să fie date note de la minus 3 până la plus 3. Pentru a înțelege ce înseamnă lucrul acesta, minus 3 asta înseamnă foarte rău sau absolut deloc nu, respondentul nu este de acord cu ceva, de la minus 2 la 1, minus 1 rău sau deloc, minus 1, 0 mai degrabă rău și respectiv de la 0 la 1 mai degrabă bine, de la 1 la 2 bine și de la 2 la 3 foarte bine. Deci atunci când situația este ceva extraordinar de bun. Totodată am vrut, aici am întrebat cetățenii noștri, cei 1100 de respondenți, în opinia lor, calitatea vieții cetățenilor influențează sau adum democrația. Cetățenii noștri, și dacă vă uitați la răspunsuri, deci în cea mai mare parte consideră că da, calitatea vieții influențează democrația. Aici eu deja în calitate de expert vă pot spune următorul lucru. Noi avem țări bogate care nu sunt democrate, însă noi nu avem nici o țară săracă care este democrată. Ce înseamnă lucrul acesta? Economiștii consideră, nu vreau să dau aici o etichetare, sigur, dar economiștii consideră că dacă produsul intern brut pe cap de locuitor este mai mic de $4.000 pe an,
atunci această țară practic nu are șansă de democrație. Omul când este supus subzistență, omul care trebuie să se gândească ce mănâncă el azi, ce mănâncă copilul lui, nu are când să se gândească la valorile sociale, nu are când să se gândească la societate. Și de fapt cetățenii noștri, intuitiv, chiar dacă suntem o țară săracă, chiar dacă oamenii sunt plini din necazurile lor, ei cumva recunosc că, da, din nefericire, sărăcia în care ne aflăm noi influențează foarte mult starea democrației în țară. Pur și simplu, problemele noastre de zi cu zi nu ne permite să ne gândim la valori democratice. Deci, primul indice care din cei nou care să discutăm este indice stabilității politice. Deci, aici noi, dacă ne uităm foarte atent, sunt, de fapt, patru întrebări în baza căror putem să stabilim indice stabilității. Două întrebări cu patru combinații de răspunsuri. Prima, dacă alegerile în Republica Moldova sunt libere și corecte, și doi, dacă țara este condusă după voința poporului, independent de această răspunsă, vom vedea ceva mai târziu, o matrice, noi putem depista două categorii de oameni care, de fapt, pot mișca lucrurile în țară. Prima sunt pilonii democrației, sunt oamenii de bază care, de fapt, sunt promotori și cei care cred în democrație, sunt cetățenii Republicii Moldova, care, indiferent de tot ce se întâmplă în țară, ei au ferma convingere că în Republica Moldova alegerile sunt atât libere cât și corecte, iar țara noastră este condusă după voința poporului. Din nefericire, numărul oamenilor care îmbrățișează aceste două valori este unul relativ mic. În prezent, el se situează undeva la nivelul de 6%. Noi am avut un record în anul 2008, când s-a ajuns la 31%, atunci când oamenii considerau că alegerile sunt și libere și corecte, iar doi, țara este condusă după voința poporului. Iar criza cea mai mare a fost în 2016, cred că bănuiți din ce cauză, jaful bancar, nemulțumirea totală a populației de tot ce se întâmplă în țară și atunci numărul cetățenilor care considerau că alegerile sunt libere și țara este condusă după voința poporului era undeva la nivel de 4%. O altă întrebare care am vrut să vedem aici, dacă există cumva o corelație dintre pilonii democrației sau cetățenii care consideră că Republica Moldova este o țară democrată, cu alegeri democrate, cu un guvern democrat și gradul de încredere dintre guvern și parlament. Și aici vreau să fac prima recomandare către autorități. Cei care sunt adepții voștri sunt de fapt pilonii democrației. Oamenii care de multe ori noi privim ca inamici de cei care plus cei mai activi, deci oamenii care sunt cei mai politic activi, de fapt sunt și oamenii care de fapt susțin ceea ce înseamnă deci aprecierea guvernamentală. Atunci când încrederea în guvern și în parlament este mare, atunci și pilonii democrației este mare. Dacă uitați atent în graficul care îl vedeți pe ecranul dumneavoastră, veți vedea că este o corelație practic absolută între pilonii democrației, între oamenii care au încredere în democrație din Republica Moldova și încredere față de guvern și parlament. Atunci când guvernul și parlamentul acționează corect, la oameni crește încredere față de această instituție și la oameni crește încredere că în țară alegerile au fost corecte și guvernul acționează corect și parlamentul. Atunci când se pierde încrederea, fie din cauza jafului bancar, fie din cauza că nu s-a investigat acest jaf, atunci când se pierde încrederea, atunci pilonii democrației sau oamenii care au încredere în valorile democratice scade dramatic. Aici vedeți foarte clar cum este împărțită matricea stabilității politice. Am pus această întrebare la experți și dacă ne uităm foarte atent, răspunsul lor practic corelează cu ceea ce spun cetățenii, doar că cât n-ar fi de straniu, experți din Republica Moldova au o încredere în valorile democratice puțin mai mare decât populația. Dacă la populație undeva acest indicator este la nivel de 6%, experția este aproape 11%. Deci, cei care consideră că țara este condusă democratic și alegerile au fost libere și corecte, avem 10,9%. Dezamăgiți, cei care consideră că legea a fost libere și corecte, dar nu este condusă democrat, este 23,9%. Nemulțumiți sunt 60,9%.
Iar acum aș vrea să mergem la toate elementele noastre ca să vedem ce se întâmplă. Timpul este foarte scurt, deci am încercat să merg practic doar rapid, iar raportul, voi trece rapid pe concluziile de bază, iar raportul este, va fi public și oricine va avea posibilitatea să-l citească, atât prezentarea cât și raportul propriu zis, care va fi elaborat de către experții de editorul. Prima întrebare care am dorit să aflăm noi, care este de calitate democrației în Republica Moldova și în țările din regiune? Dacă ne uităm foarte atent, nu voi trece fiecare țară în parte, voi da doar concluzia agregată și noi vom vedea următorul lucru. Că cetățenii Republicii Moldova consideră calitatea democrației în România este una bună, în Rusia este una mai mult bună, în Republica Moldova este una mai puțin bună sau este mai mult rea și în Ucraina este puțin mai proastă situația decât Republica Moldova. De fapt, două țări avem o apreciere pozitivă și două țări apreciere negativă. Aici vorbim despre apreciere populației. În opinia diasporii, România este o țară care este mai mult democratică, Ucraina este o țară mai degrabă nedemocratică, Republica Moldova este o țară unde calitatea democrației este una proastă și Rusia este aproape foarte proastă. Deci vedem că aprecierea diasporii este una destul de proastă, de negativă. Experții au în principiu aceeași opinie ca și diaspora, cu o mică excepție că gradul lor de apreciere este mult mai categoric. În privința României se consideră că este mai mult este mai degrabă democratică, în privința Ucrainei mai puțin democratică, în privința Republicii Moldova este nedemocratică, iar în privința Federației Ruse este o apreciere categoric negativă, că acolo practic nu este democrație. Dacă ne uităm atent, între aceste trei opinii observăm că de fapt există un consens și există o divergență enormă. Consensul este în privința României, deci atât populația, cât și experții, cât și diaspora consideră că în România calitatea democrației este mai degrabă una bună. Deci nu este o apreciere foarte înaltă, dar este una pozitivă. În privința Republicii Moldova, tot avem un consens, numai că populația este ceva mai rezervată, diaspora și experții sunt mai categorici că în Republica Moldova calitatea democrației este una proastă. Nu extrem de proastă, dar nu este una bună. Cât privește în privința Federației Rusă, avem o divergență enormă de opinii. Populația consideră că în Federația Rusă democrația este mai degrabă pozitivă, cât privește experții, au o atitudine diametral opusă și o atitudine categorică în Federația Rusă este o democrație foarte proastă, deci practic nu există valori democratice. Nu voi face interpretări din ce cauza acest lucru se întâmplă, dar cel mai probabil populația Republicii Moldova este destul de puternică influențată de mass media care vine din Federația Rusă și aici este și opinia lor și ei așa înțeleg democrația, că de fapt ceea ce se întâmplă în Federația Rusă este ceva normal și în opinia lor aceasta corespunde cu valorile democratice. O altă întrebare la care aș dori să discutăm este cum s-a schimbat calitatea democrației în Republica Moldova în ultimii 5 ani de zile. Și aici iarăși vedem că vom vedea că de fapt dacă ne uităm la populații, vom vedea că populația în cea mai mare parte consideră că democrația, calitatea nu s-a schimbat absolut deloc, însă dacă ne uităm după liniile roșii, ele sunt puțin mai mari decât liniile albastre, ceea ce înseamnă că cetățenii Republicii Moldova consideră că în ultimii 5 ani de zile calitatea democrației în Republica Moldova puțin s-a înrăutățit. Dacă ne uităm la diasporă, exact la aceeași întrebare, noi vom vedea că aprecierile pozitive practic lipsesc, deci există o mică parte din cetățenii noștri psihotari care consideră că democrația în Republica Moldova a suferit o ușoară îmbunătățire, iar marea majoritate au o opinie extrem de negativă și consideră calitatea democrației în Republica Moldova a degradat esențial în ultimii 5 ani de zile. O altă întrebare care am pus-o doar de astăzi a fost legată de, în opinia lor, uitându-se dintr-o parte, cum consideră ei evenimentele, am selectat câteva evenimente în opinia noastră importante, cum au influențat ele calitatea democrației din ultimii 5 ani din Republica Moldova.
Și aici am ales următoarele evenimente. Deci, fraudă bancară, în opinia cetățenilor noștri care se află peste costare, consideră că ea a influențat cel mai puternic degradarea stării democratice în Republica Moldova, au dat o apreciere aproape maximă, deci o influență extrem de negativă asupra proceselor democratice, -2,7 puncte din 3 posibile. Practic, este cea mai negativă apreciere care o putem vedea și lucrul acesta cred că este unanim considerat așa de întreaga populație. Pe locul 2 este demisia guvernului Maia Sandu, care majoritatea cetățenilor din străinătate consideră că a avut un impact negativ asupra calității democrației din Republica Moldova, deci unul extrem de negativ. Deci alegerile parlamentare din 2019 sunt considerate ca o influență mai degrabă negativă. Avem un număr de cetățeni care au opinii pozitive, dar totuși este foarte mare număr celor consideră că este extrem de negativ. Aici putem vedea alegerile parlamentare din anul 2019, avem o parte cetățeni care consideră că este mai degrabă pozitiv, dar vedem că este extrem de mare numărul celor care consideră că alegerile parlamentare din 2019 au avut o influență extrem de negativă asupra calității democrației. Frauda bancară, vedem că practic nimeni nu dă apreciere pozitivă. 86% din cetățeni consideră că frauda bancară a avut cel mai negativ impact asupra democrației Republicii Moldova. Nici într-o altă întrebare noi nu avem un răspuns atât de categoric negativ privind un anumit subiect. Și următorul subiect este guvernul Maia Sandu. Avem un număr micus din respondenți care consideră că aceasta a influențat extrem de pozitiv procesul democratic. Este un număr foarte mic, de 4%. În schimb, tot foarte mare, practic este a doilea după frauda bancară. Deci o apreciere extrem de negativă. Cetățenii noștri consideră că impactul asupra democrației a fost unul foarte negativ de emisia guvernului Maia Sandu. Următoarea întrebare este rolul instituțiilor în promovarea democrației în Republica Moldova. De ceea ce noi am rugat cetățenii noștri să se expună pe mai multe instituții din Republica Moldova, le vedeți, le dau toate la rând, sunt aprecierile oferite, iar în final, în baza rezultatelor date, în baza scorului date de cetățeni de la -3 până la 3, noi am dat care este contribuția tuturor instituțiilor în promovarea democrației. Aici este scorul final pe care l-a primit fiecare instituție din stat. Aici le voi menționa cine sunt ele. Este societatea civilă, mass media publică, mass media privată, președintele țării, guvernul, poliția, parlamentul, procuratura generală și instanțele de judecată. Aici aș vrea să arăt următorul lucru. Practic, există un consens unic atât la experți, cât și la, nu practic, dar există un consens unic atât la o populație, cât și la experți, privind rolul societății civile. Deci și societatea civilă, și experți, și populația consideră că societatea civilă are un rol pozitiv în promovarea democrației în Republica Moldova. Cu o mică diferență, populația are o apreciere pozitivă rezervată, consideră că mai degrabă pozitiv, iar experții consideră că societatea civilă are un rol pozitiv. Spre deosebire de populație care consideră că un rol pozitiv mai are și mass media publică, experții au dat o apreciere pozitivă doar la societatea civilă. În rest, toate celelalte instituții au apreciere negativă, cu excepția că mass media privat practicare o apreciere neutră, deci nici influență pozitivă, nici negativă. Avem o diferență dintre populația și experții, ce cred că este legat de faptul că la populație procesele de asimilare a proceselor politice sunt mai grele. Pentru ei, procurorul general cu certuri cred că este văzut ca o instituție și nu procurorul nou general. Din acest motiv, la populație, procurorul general se află pe penultimul loc, iar la experți, procurorul general, de fapt, este pe locul 3 în ceea ce înseamnă calitatea promovării democrației, deci el are mai degrabă un rol negativ, dar nu este unul categoric negativ. Mai departe, iarăși avem o diferență destul de mare la rolul președintelui țării. Dacă populația consideră că rolul președintelui este mai degrabă negativ, dar practic este o apreciere neutră spre negativ, atunci experții au o opinie destul de categoric, spun că rolul președintelui este unul negativ. Și la instanțele de judecată,
populația consideră că este cea mai negativă instituție care influențează procesul democratic, democrația în țară, însă ei cea mai negativă, dar o apreciere așa este mai degrabă negativă. Experții sunt mult mai categorici, consideră că instanța judecată au o apreciere foarte negativă. În privința Parlamentului și Guvernului, practic avem o situație egală, cu excepția că experții consideră că Guvernul are o influență mult mai negativă în ceea ce înseamnă democrația în țară decât Parlamentul. O altă întrebare, de ce a fost instituțiile, mai departe, sunt factorii care au influențat calitatea democrației în Republica Moldova. Am luat mai mulți factori și am vrut să vedem cum vede, în cazul dat diaspora, influența acestor factori asupra democrației în Republica Moldova. Aici vedem următoarele factori. Deci noi am luat mai mulți factori. Primul este protejarea drepturilor omului. Deci diaspora consideră că primul loc, deci valorile adevărate ale democrației sunt atunci când drepturile omului sunt protejate. Ei consideră că este cea mai pozitivă influență asupra procesului democratic, protejând drepturile omului. Implicarea cetățenilor în treburile publice se află pe locul 2, calitatea ONG-urilor, modul lor de a presta servicii de interes public este al treilea ca importanță în promovarea democrației în Republica Moldova, libertatea mass media, patrulea, pe urmează stabilitatea și calitatea legislației, instituții independente de reglementare și de reglementarea pieței, politicieni care acționează în beneficiu public, protejarea minorităților naționale, statul de drept, concurența politică echitabilă și lupta împotriva corupției. Dacă ne uităm, lupta împotriva corupției din punct de vedere a cetățenilor noștri aflați pe psihotare, este ultima ca impact pozitiv asupra democrației. Prima este drepturile omului în opinia lor. Respectarea drepturilor fundamentale a cetățenilor este esențială în promovarea valorilor democratice din țară. Aici, pentru fiecare punct, să dau aprecierile respective. O altă întrebare am formulat-o dar la experți, am zis la început, care este rolul partidelor în promovarea democrației în Republica Moldova? După cum am menționat, am ales 7 partide de bază, după criteriul reprezentare în Parlament, reprezentare la nivel local, prezența în ultimele sondaje din ultimii 3 ani de zile. La întrebarea privind contribuția partidelor la promovarea democrației, experții au apreciat că există 2 partide care au influență pozitivă asupra democrației, mai degrabă pozitivă. Pe primul loc se află PAS cu 0,94 puncte, aproape un punct, deci ce înseamnă că este o apreciere pozitivă. Pe locul 2 se află PPDA, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, cu 0,6 puncte. În rest, toate celelalte 5 partide de bază care au un rol în societatea noastră sunt văzute ca o influență negativă. PLD-MEU și partidul nostru, fiind reprezentanți la nivel local, deci sunt considerați că mai degrabă au un rol negativ. PSRM are un rol negativ, iar 2 partide, Partidul Șor și în special PDM, au un rol extrem de negativ în promovarea democrației din Republica Moldova. Aici am dorit foarte mult să vedem cum este repartizat aprecierea pozitivă a experților și anume am luat pasuri pe PDA. Dacă ne uităm foarte atent, practic este aceeași repartizare cu o mică excepție. PAS-ul se bucură de mai multe aprecieri bune. În schimb, la PAS există și aprecieri extreme. Deci, există un număr de cetățeni care consideră că PAS-ul este un promotor și are o influență extrem de bună asupra democrației și tot există experți care consideră că PAS-ul, Partidul Acțiunea Solidaritate, are o influență extrem de negativă asupra democrației. Deci, practic, PAS-ul este cel mai înalt apreciat, însă există extreme, atât extrem de pozitiv, cât și extrem de negativ apreciat. La PPDA situația este mult mai echilibrată, deci numărul celor care sunt exaltați, deci extrema pozitivă și o negativă, este cu mult mai mic, în schimb, nucleul
ca apreciere pozitivă, este chiar mai mare decât la PAS. Deci PAS-ul câștigă pe extreme, DAO-ul câștigă pe nucleul care este mai mare. Pe partea opusă se află PDM-ul și Partidul Șor. Dacă la Partidul Șor este un număr micuț de experți care au considerat că da, el are o influență pozitivă, deci noi vedem aici, practic la Partidul Democrat nu avem, deci avem doar un număr infim de experți care au spus că da, există o careva influență pozitivă, în rest, cel mai mare cotat este opinia extrem de negativă, că atât Partidul Democrat cât Partidul Șor are o influență extrem de negativă asupra proceselor democratice și asupra democrației din Republica Moldova. Și ultima întrebare, din ce cauză oamenii votează cu lideri autoritari? Care este motivația lor? Și aici noi am solicitat opinia a experților și a diasporii. Și aici sunt câteva lucruri. În primul rând, atât experții cât și diaspora au căzut de acord asupra la trei lucruri. Că oamenii, cetățenii Republicii Moldova, votează lideri autoritari și nedemocratici din trei motive de bază. Prima, sunt populiști și mint mai ușor, deci ei n-au nicio problemă cu etica morală și pun minciuni în prostii și lumea crede. Doi, oamenii sunt dezorientați, caut soluții ușoare. Aici eu, opinia mea personală, că este tot adevărat într-o țară săracă, într-o țară unde oamenii nu-și văd din nevoile lor, deci oamenii totdeauna cred într-o minune și caut soluții ușoare și aici este un câmp ideal pentru populiști și lideri democrați. Și al treilea, oamenii cred că lideri autoritari sunt cei care vor aduce ordine și stabilitate. Deci oamenii, fiind într-o sărăcie totală, cred că este o mână puternică care le poate rezolva problema. Când pentru alte patru afirmații noi avem opinii destul de diametral opusă. Deci experții consideră că este că liderii autoritari vor crește experții consideră că populația votează cu liderii autoritari din cauza că ei vor crește nivelul de trai a populației și că oamenii nu au încredere în democrație și lideri democrați. Diaspora, din contra, nu consideră că acesta este un motiv de ce oamenii votează cu liderii democrați. Și în altele, din contra, diaspora consideră că este așa, ei experiența o opinie de opus și anume lipsa de informații despre lideri democrați. Diaspora, uitându-se la ce se întâmplă în Republica Moldova, consideră că cetățenii noștri votează cu lideri nedemocrați, din simplu motiv că nu au informații suficiente despre lideri democrați. Și a doilea, că de fapt, nici nu există o alternativă democratică reală și din această cauză oamenii noștri votează cu lideri democrați. Și aici este prezentarea propriu-zis. Vedem foarte clar că, de fapt, există un consens pe trei subiecte, unde atât experții cât și diaspora văd că problemele de bază sunt în faptul că liderii sunt mincinoși, foarte ușor pot spune minciuni, sunt populiști, oamenii sunt dezorientați, și oamenii cred că liderii nedemocrați vor aduce ordine și stabilitate. Și celelalte puncte unde, de fapt, există o divergență destul de puternică dintre opinia diasporii și opinia experților. Cea mai mare divergență este la ultimul, nu există alternativă democratică reală, deci diaspora consideră că, de fapt, da, cred că e așa, dar experții categoric, nu categoric, dar nu sunt de acord cu această opinie. Deci ei consideră că primele sunt cei care influențează. Deci, și aici sunt pentru fiecare punct în parte. Atunci când veți lua prezentarea, veți vedea pentru fiecare apreciare în parte, veți vedea că din cauza populismului politicienilor și autoritari care mint mai ușor, deci punctajul este unul destul de mare, experiența dau 1-5 puncte, asta înseamnă că este așa un categoric, diaspora consideră da, este așa, mai puțin categoric și pentru fiecare punct mai departe veți vedea. Deci cât este mai aproape de 3, cu atât este mai de plus 3, cu atât mai categoric pozitiv, cât este mai aproape de minus, știi, cu atât mai tare nu sunt de acord cei care răspund la întrebarea dată privind impactul asupra democrației. Dacă ne uităm atent la ultima întrebare, vom vedea că de fapt diaspora și experții au o diferență destul de mare, deci experții consideră că nu influențează această deci nu e din cauza că nu există o alternativă reală. Aceasta fiind spusă, concluzia aș putea spune următoarea. Deci cetățenii Republicii Moldova consideră că Republica Moldova din nefericire și cetățenii și diaspora și experții
consideră că Republica Moldova este toată democratică, nu s-a îmbunătățit foarte mult. Două partidele le văd ca o influență pozitivă, alte cinci partide văd ca o influență negativă asupra procesului democratic. Toți împreună sunt de acord că societatea civilă este cea care miscă pozitiv procesul democratic în Republica Moldova. Toți consideră că cel mai negativ este instanța de judecată. Din toate evenimentele care au avut loc în Republica Moldova, frauda bancară este cea care a influențat cel mai negativ procesul democratic din Republica Moldova. Cetățenii noștri spun că da, nivelul de trai prost din Republica Moldova, din păcate, influențează negativ calitatea democrației. Da, un raport extrem interesant. Domnul Niță, mulțumim, știu că ați lucrat foarte mult pentru ca să pregătiți raportul respectiv, ați colectat date, ați făcut o analiză comparativă și cu alte țări și, evident, noi vă mulțumim foarte mult pentru efortul depus. În continuare, îi oferim cuvântul lui Viorel Pârvan, care vine cu cel de-al patrulea raport privind transparența decizională pentru autoritățile publice locale. Viorel, știu că ai făcut foarte multe eforturi în direcția respectivă. Te rugăm. Idis Viitorul, prevând experiența slovacă, a continuat monitorizarea autorităților publice locale și raionale din Republica Moldova pentru a stabili nivelul de transparență a acestora, pentru a întocmi un clasament al celor mai transparente raioane, orașe și sate, pentru a compara cu nivelul de transparență din anii precedenți și, în final, a venit cu niște recomandări utile autorităților publice locale din Republica Moldova. Au fost analizate 92 de autorități publice locale, 60 de orașe și sate și 32 de raioane. Perioada de colectare a datelor a cuprins ianuarie-mai 2020, însă perioada de evaluare se referă în mijlocit la activitatea autorităților publice locale din anul 2019. Drept surse de informare, menționăm chestionarele completate de autoritățile publice locale și raionale, 24 de către apele 1 și 19 de apele 2. Au fost analizate paginile web ale acestora, 50 de nivelul 1, deoarece 10 din ele 9 pagini web și 32 de pagini web ale raionelor. La fel au fost utilizate și alte resurse informaționale pe portalurile web de achiziții publice, Facebook, YouTube și alte portaluri web. Evaluarea se referă la 9 zone de transparență, începând de la acces la informații, participare în procesul decizional, bugetare, patrimoniu și toate acele domenii de importanță pentru autoritățile publice locale și pentru cetățeni. Fiecare zonă are anumit pondere, anumit procent. Iar pentru a fi ușor de a vizualiza rezultatele finale, o localitate este inclusă într-o anumită clasă, începând de la clasa F, care corespunde 0,9%, până la clasa A+, este cea localitate care acumulează 80-100% din puncte. Dacă facem o analiză comparativă pentru 4 ani în care au fost evaluat aceste autorități publice locale, atunci, în privința raioanelor, vedem o ușoară creștere în comparație cu anul 2018, ultimul clasament, cu aproximativ 0,34 puncte procentuale, iar referitor la apele 1, vedem o descreștere, un regres, aproximativ cu 4 puncte procentuale în comparație cu anul 2018, dar este oricum peste media generală din 2016, primul clasament. Dacă vorbim de media pentru fiecare zonă de transparență evaluată, atunci orașele și satele practic au regresat la toate aceste zone de transparență. Dacă vorbim de raioane, acestea au regresat la 4 zone de transparență, dar avem o evoluție în privința 5 zone de transparență. La fel a fost constatat și unele progrese individuale, spre exemplu, localitățile Peresecina au urcat 28 de poziții în clasament, Varnița 27, Aninimul 27, dar și sunt localități care au scăzut în clasament. Avem municipiul Ungheni,
minus 41 poziții, avem gura galbenă, minus 37 și avem drochea, minus 34. Exemple de urcare și coborâre în clasament este și la nivelul 2, unde, spre exemplu, raionul Criuleni a crescut 14 poziții și a ajuns de pe locul 17 pe locul 3 în clasamentul actual. Sau avem Floreș și Dondușeni, care în clasamentul în 2018 ocupa ultimele poziții, acum ocupă respectiv poziția 13-12. La nivelul raional, raioanele care au scăzut în clasament sunt Călăraș, Rodeni, Cantemir, Eghines și altele. Dacă mergem pe fiecare zonă de transparență, principalele constatări ale evaluării noastre arată că autoritățile publice locale încă mai au anumite lacune ce se referă la transparența procesului decizional. 22% din raioane și 58% din autoritățile publice locale din nivelul 1 nu își publică proiectele de decizii pe pagina web. O parte din ele își publică aceste proiecte de decizii, o parte își publică și pe panoul informativ. Un exemplu de bună practică vedem în primăria orașului Cea Dărlungă, unde pagina web este un motor de căutare a proiectelor de decizii, ce înseamnă poate să identifice un proiect după an, lună, zi în care acest proiect a fost publicat pe pagina web. Sau același motor de căutare îl putem găsi și la municipiul Soroca. Dacă vorbim de răspunsurile autorităților la cererile de acces la informație, atât izvitorul a adresat chestionar cu anumite întrebări, cât și o persoană terță fizică a adresat o cerere de acces la informație, astfel testând cum reacționează autoritățile publice locale la aceste cereri de acces la informație. Rezultatele arată că circa 50-60% din raioane răspund și la chestionar și au răspuns și la cererea de acces la informație, iar în privința autorităților publice locale din nivelul 1, procentajul este între 40-45% care oferă răspuns la aceste solicitări de informație. Autoritățile publice locale au obligația de a supune consultărilor publice proiectele de decizii, cele care au impact asupra domeniului economic, social, mediul și altor domenii importante. Rezultatele monitorizării arată că la nivelul raionului 41% nu au supus consultărilor publice proiecte de decizii în anul 2019, parțial 47% și doar 12% din apele 2 au consultat public toate proiectele de decizii. Un exemplu interesant îl avem la Consiliul Raional de Băsari, care publică pagina web anunțul privind organizarea consultărilor publice cu tot conținutul prevăzut de cadrul legal, dar și suplimentar cu anumite informații, descrierea proiectului, conținutul proiectului, pentru a fi ușor cetățeanului de a înțelege ce proiect acesta și de a se implica în acest proces de consultări publice. Un exemplu bun de practici este și la Consiliul Strășeni, care publică pagina web și sintezele recomandărilor care au venit în rezultatul consultărilor publice. La fel, la Raionul Strășeni avem și o listă a părților interesate de procesul decizional. Dacă vorbim de apele 1, atunci 58% dintre acestea nu organizează consultări publice, parțial 42% organizat și nicio autoritate publică locală din nivelul 1 nu a organizat consultări publice pentru toate proiectele de decizie ale Consiliului Local în anul 2019. Printre practicile bune menționăm Primăria Municipiului Soroca, care pe pagina web are un motor de căutare a anunțurilor consultărilor publice. La Cahul avem, de exemplu, informații prin coordonatorul proceselor de consultări publice, dar avem și practici negative, cum este Consiliul Raional Călușeni, care, în final, după ce sunt adoptate deciziile Consiliului Raional și sunt publicate pe pagina web, acestea sunt într-un format foarte greu de accesat pentru cetățeni. Vedem că acestea sunt în format PDF, unde sunt intitulate cu cifre 1, 2, 3, 4, nefiind clar la ce se referă acea decizie a Consiliului Raional. O practică negativă similară vedem și la raionul Unghie. Dacă vorbim de practici bune, atunci Primăria Strășeni a publicat pe pagina web linkul către Registrul Actelor Locale, unde sunt toate deciziile
adoptate de către Consiliul Municipal Strășeni, astfel cetățeanul poate ușor să acceseze acel registru al localului, care nu știe despre existența acestui registru, totodată fiind descărcată și pagina web a municipiului cu informații publice. Domeniul achizițiilor publice este unul din domeniile cele mai sensibile pentru autoritățile publice locale, dar și avem o legislație care este destul de neclar în ce privește informațiile și documentele obligatorii de publicat și adus la cunoștință cetățenilor pe paginile web acestor autorități publice locale. Legea achizițiilor publice, hotărârile de guvern în domeniul achizițiilor publice prevăd că un șir de documente se publică în buletinul achizițiilor publice, un șir de documente se publică pe pagina web a agenției achizițiilor publice, alte documente sunt publicate în sistemul Antender, sistemul electronic de achiziții publice. Astfel, practicile de publicare a documentelor de către autorități publice locale în domeniul achizițiilor este neuniform. Analiza noastră arată că APL1, 72% nu publică planurile locale de achiziții sau planurile anuale de achiziții, APL2, 37% nu publică astfel de planuri. Anunțurile de participare, 76% din apele 1 și 47% din apele 2 nu aduc la cunoștință cetățenilor pagina web aceste anunțuri. La fel, 87% din apele 1 și 63% din apele 2 nu publică anunțuri de atribuire, iar contractele de achiziții publice le publică la apele 1 doar 2% din localități, la apele 2 nicio localitate nu publică în totalitate aceste contracte, dar un anumit procent publică parțial astfel de contracte. Cu mențiunea că autoritățile locale și regionale nu au obligația de a publica aceste contracte pe pagina web. Și în final, și rapoartele de monitorizare, dările de seamă privind achizițiile publice, la fel, nu sunt publicate de către autorități. 38% din raioane, 75% din localități nu publică astfel de informații. Avem un exemplu de bună practică în Consiliul Rănean Ungheni, care publică link-ul către sistemul electronic Antender, unde cetățeanul poate să identifice acea procedură de achiziție publică lansată de către autoritatea contractantă raională. Sau avem exemplu primăriei orașului Cricova, care publică link-ul către pagina web achiziții Antender. Primăria municipiului Bălți este un exemplu care arată că și autoritățile publice locale, chiar dacă legea nu prevede această obligație, pot să aducă la cunoștință cetățenilor contractele de achiziții publice. Mai mult ca atât, municipiul Bălți publică toate contractele de achiziții publice, inclusiv și cele de valoare mică. Vedem aici exemplu împărțite pe categorii. Ne dorim doar ca aceste contracte să fie publicate într-o formă mai accesibilă și cetățeanii să poată mai ușor să identifice după anumite criterii numele agentului economic sau suma contractului și alte criterii. La nivel raionilor avem raionul Strășeni, care la fel publică anumite contracte pe web, inclusiv și unde de valoare mică. Dacă vorbim de zona ce ține de patrimoniul public, atunci observăm că autoritățile publice locale sunt restanțiere la publicarea unor șir de informații referitor la administrarea acestui patrimoniu. Și anume, APL1 nu publică 78% și din APL1 nu publică nici anunțurile de participare la licitații și nici rezultatele acestor licitații. Iar la nivelul raional, 72% din raioane nu publică anunțurile de licitație, 69% nu publică rezultatele acestor licitații. Exemple de bune practici am putea menționa primăria municipiului Bălți, la fel, care a publicat pe pagina web rezultatele licitațiilor bunurilor imobile. În privința bunurilor imobile, vrem să remarcăm faptul că, fiind și un domeniu sensibil și cu multe tentații pentru acte de corupție, mai există o problemă. O evaluare independentă ne arată că 40% din aceste bunuri încă nu sunt înregistrate și
dreptul de proprietate a APL încă nu este înregistrat legal asupra acestor bunuri. Referitor la transparența bugetului, constatăm că 59% din raioane au consultat public proiectul de buget pentru anul 2020, iar la nivelul 1 avem 42% din orașe sate care au făcut acest lucru. Parțial au consultat 19% din raioane, 16% din municipalități și localități, iar 22% din raioane și 42% din orașe sate anul trecut nu au consultat proiectul bugetului local. Un exemplu de bună practică este Consiliul Rănal Cimișlie, care a publicat pe web o informație în format PowerPoint în care descrie și justifică toate cele cifre din proiectul bugetului pentru 2020 pentru ca și cetățeanul să înțeleagă ce cuprinde acel proiect de buget. Iar la municipiul Sorok avem exemplu când bugetul deja adoptat este adus la cunoștință cetățenilor într-un format accesibil ca să înțeleagă ce cuprinde în final cele cifre adoptate de către Consiliul Municipal. În zona ocupării funcțiilor publice și concursul care se organizează în acest sens, menționăm că la nivelul 1, 58% din orașe și sate nu publică anunțurile de angajare, iar 82% nu publică rezultatele acestor concursuri de angajare. La nivelul 2, 33% din APL 2 nu publică anunțuri de angajare și 75% nu publică rezultatele acestor angajări. Exemple de bune practici, menționăm Consiliul al Frăiești, care vedem că a publicat pe pagina web rezultatele concursului de ocupare a funcției publice, unde este și nota comisiei de evaluare pentru fiecare candidat la acel post vacant. Sau exemplu municipiul Bălți, care la fel publică astfel de rezultate pe pagina web. În zona eticii și instrumentelor anticorupție la nivel local, avem un cadru legal relativ nou, respectiv autoritățile publice locale și regionale aveau obligația să implementeze un șir de instrumente anticorupție. Rezultatele noastre arată că doar 31% din raioane au publicat un cod de conduit pentru funcționarii publici și 3% din orașe și sate au publicat un astfel de cod. Un cod de conduit pentru aleșii locali a fost publicat de către 6% din raioane și nici de către un oraș și sat. La nivel raional, 9% aduc la cunoștință cetățenilor planurile raionale de integritate și rapoartele de monitorizare privind implementarea acestor planuri. Un șir de raioane publică, fie doar planul, fie doar unele rapoarte. Iar la nivelul 1 avem 7% care publică anumite documente pentru asigurarea integrității. Și 19% din raioane a adus la cunoștință anumite mecanisme de protecție a avertizorilor de integritate, fie că este vorba de o linie telefonică sau un formular online, iar la nivelul APL 1 avem 5% care publică astfel de informații. Un exemplu vedem aici în Consiliul Raional Basarabiască, care a publicat pagina web și planul raional anticorupție și rapoartele de monitorizare privind implementarea acestui plan. În final, a fost elaborat clasamentul de transparență și rezultatele arată în felul următor. La nivelul raioanelor, primul loc ocupă Strășeni cu 78%, fiind inclus în categoria A, locul 2 Fălești cu 61% în categoria B, locul 3 Criuleni 60% în categoria B-. La polul opus menționăm Berceni, Taraclia, Ofnița, pe ultimele poziții, cu 13% fiecare și fiind inclus în categoria E-. În privința APL 1, municipiul Băiat ocupă prima poziție cu 76% în categoria A, avem pe locul 2 Chișinău cu 58% în categoria B-, și Fălești avem cu 56% în categoria B-. Cele mai netransparente localități sunt satul Chișcăreni, Sipoteni, Gura Galbenii, care au ocupat ultimele poziții cu un procentaj care nu depășește 2 puncte procentuale, fiind inclus în categoria F.
Printre recomandările formulate în raportul de monitorizare, am putea menționa, în primul rând, amendarea legislației pentru a exclude orice confuzie dintre cererile de acces la informații și petiții, respectarea legislației privind accesul informației de către autoritățile publice locale și să răspundă la cererile și să furnizeze acele informații publice solicitate. Este necesar de a institui și anumite mecanisme de control și responsabilizare, monitorizare privind implementarea în practică normelor privind transparența în procesul decizional. Este important ca localitățile să dispună de pagini web care reprezintă instrumente moderne și utile pentru diseminarea informațiilor publice. Localitățile trebuie să consulte în mod obligatoriu proiectele de decizii cu cetățenii, business și alte părți interesante, inclusiv prin utilizarea paginilor via. La fel, este necesar de depune eforturi pentru a implica cetățenii în acest proces decizional și de consultări publice. Ca exemplu, ar putea fi instituite consilii locale consultative sau grupuri de lucru care se implică în procesul decizional, ar putea fi întocmită o listă a părților interesate de procesul decizional. Autoritățile publice locale pot utiliza diferite instrumente pentru a informa cetățenii și a implica în acest proces decizional. Dacă vorbim de achiziții publice, atunci ca opțiune pentru autoritățile publice locale ar fi ca acestea să indice link-ul către acele platforme de achiziții sau alte surse web unde sunt publicate anumite documente de achiziții ca și cetățenii să și alte părți interesate să le poată accesa și este oportun ca autoritățile publice locale să publice și contractele web, contractele de achiziții publice pagina web. În acest sens ar fi necesar și stabilită obligativitatea în cadrul legal. La fel, ca recomandare, am formulat necesitatea de a publica pe pagina web toate anunțurile de licitații privind bunurile proprietate publică și rezultatele acestor licitații. Bugetul trebuie să fie consultat în mod obligatoriu cu implicarea cetățenilor, dar nu doar la etapa finală, când deja se examinează la finele anului de către Consiliul Local Regional, dar și parcursul anului la etapele de planificare bugetară. Proiectul, bugetul trebuie să fie adus la cunoștință cetățenilor într-un format accesibil, ca acesta să înțeleagă acele cifre și să poată implica în acest proces de consultări publice. Tot ce ține de selectarea, angajarea în serviciul public trebuie să fie adus la cunoștință cetățenilor. Și autoritățile publice locale au obligația să implementeze, să elaboreze, să publice, aducă la cunoștință instrumente de integritate prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru mai multe detalii, puteți accesa link-ul localtransparenceviitorul.org. Acolo veți putea identifica toate rezultatele evaluării noastre, ultimul clasament din 2020, precum și să faceți comparație cu rezultatele clasamentelor anterioare. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Michal Piško and I'm representative of Slovak non-governmental organization Transparency International Slovakia. It's my pleasure to participate in this online conference and to introduce you some experiences with the transparency rankings in Slovakia. First of all, let me tell you a couple of words about our organization and what we are focusing on. TI Slovakia was founded in 1998 and it is one of the most influential anti-corruption NGOs in Slovakia. Our mission is to reduce corruption by increasing transparency and citizen involvement, strengthening of the processes and reducing red tapes. We are quite a small organization with only 9 regular employees, but despite this fact, our expertise is quite broad, from health service, through justice, public procurement, media, state-owned companies to municipalities. Our municipal program has been launched since 1999, and we have more than 20-year experience in this area. There are more than 2,900 towns and villages,
as well as 8 regions in Slovakia, and they operate with significant competencies and budgets as well. Altogether, they handled more than 7 billion euro in 2019, and how effectively are these money spent is decided primarily by their mayors, chairmen, as well as by more than 21,000 municipal and regional deputies. However, we can only assess the quality of their work if key decisions are not made hidden behind the doors of inaccessible offices, but in the eyes of the public. Therefore, we try to push for the more transparent approach of municipal and regional politicians in various ways. To publish the causes, to cooperate with the representatives, to lecture the local activists and journalists, as well as to compare the transparency level of towns and regions via our transparency rankings. Rankings show how transparent the municipalities are in spending and decision-making processes, and how open and accountable they are to their citizens. Besides, the long-term trends are shown. We have published 5 rankings of towns and regions in a row. Our first transparency ranking of 100 Slovak towns was published in 2010, and our last ranking of 8 Slovak regions was launched only in May 2020. However, the ranking does not directly indicate the corruption level. It is considered to be an effective tool how to improve public control and reduce unethical behavior. Let me introduce and summarize the story of our last regional ranking through this very short video. It takes 3 minutes and it is available only in Slovak language, but it is subtitled in English on YouTube. Koncom januára prestali v Banskobystrickom kraji premávať autobusy. Nový župan Ján Lunter sa snažil vymaniť z nevýhodných dodatkov podpísaných jeho predchodcom Marianom Kotlebom. Spory v Bystrickej župe pocítili tisíce ľudí. Kraje hospodária z 1,6 miliardov eur ročne, čo je viac ako ministerstvo zdravotníctva. Financujú opravy ciest, prímestskú dopravu, domovy seniorov či regionálne nemocnice. Transparency preto už od roku 2011 pozerá županom a poslancom na prsty a hodnotí, ako otvorené sú kraje voči verejnej kontrole. Dnes zverejňujeme už 5. rebríček. Napriek problémom s autobusmi sa Lunterovi podarilo vrátiť upadajúcu Banskobystrickú župu do čela rebríčka. Z 5. na 2. miesto. Výrazné otváranie úradov začali aj ďalší župani podporovaní stredopravými stranami Rastislav Trnka v Košiciach či Jozef Vyskupič v Trnave. Dotiahnuť sa na Trenčiansky kraj vedený Jaroslavom Baškom zo Smeru sa im však zatiaľ nepodarilo. Baška si prebral úrad od Pavla Sedláčka z HZDS v roku 2013, kedy bol Trenčiansky kraj v rebríčku suverénne posledný. Otvorenosť úradu vyhlásil za jednu z priorít a o 4 roky župu posunul na prvé miesto. Svet ale nie je čierno-bielý a Bašku sme v roku 2017 napriek víťazstvu kritizovali napríklad pred neobmedzenú možnosť meniť rozpočet. Dnes odkazuje, že kritiku prijal a s obmedzením súhlasil. Zastupiteľstvo urobilo zmenu a schválilo teda predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja možnosť zmeniť rozpočet len v položkách do 10% schváleného rozpočtu. Je teda Jaroslav Baška zo Smeru najlepší župan? To povedať nevieme. Rebríček hodnotí len výsek činností a nie napríklad ekonomiku. Čím vyššie sa ale župa umiestni, tým ľahšia je verejná kontrola. Dobrou správou je, že v najnovšom rebríčku sa zlepšili všetky župy. V priemere dokonca rekordne. Pribudli etické kódexy, poradovníky v domovoch seniorov či participatívne rozpočty. Skokanom roka sa stal Košický kraj pod vedením Rastislava Trnku. Prehodnocoval sporné zmluvy, prijímal protikorupčné pravidlá, no odčelil aj kritike. Bratislavská župa v posledných týždňoch aktívne bojovala s koronavírusom. Menila aj zatiaľ neúplnú web stránku. Drobné zlepšenie však zatiaľ stačilo len na posledné miesto. Napriek zlepšeniu pretrvávajú aj problémy. V Nitre napríklad stále vnímajú župné noviny najmä ako PR nástroj. S 32 fotkami vedenia župy na 20 stranách. Opakovať sa môžu aj nepríjemnosti s autobusmi. Iba 2 kraje doteraz ukončili súťaž na poskytovateľa prímestskej dopravy.
Všetky podrobnosti o rebríčku nájdete na portáli samospráva.transparency.sk. Činnosť ŽUB budeme pozorne sledovať aj naďalej. Podporte nás v tom aj vy. Ďakujeme. Well, I hope that the story was comprehensible enough for you, despite the specific Slovak background. And I would like to stress the most important finding out, because we are very happy about it. The self-governing regions in Slovakia are more transparent than ever before, and some scope of positive progress has been observed in all of them. The overall score in Slovak region has increased by almost 9 percentage points in 2.5 years, reaching 63%, and it was only 54% in 2017. It means at the same time that the self-governing regions are even more open than the 100 largest towns in Slovakia, which reached the transparency score of 57% in our last 2018 ranking. Of course, both Slovak and Moldovan regions still have a lot to improve and work on. If we compare the average score according to individual categories, there are still some areas with an insufficient score. We can mention public property sales and lease policy with less than 40% in Slovak case, or businesses and institutions of self-governing regions with less than 15% in Moldovan case. However, this comparison should be taken only as indicative due to some significant differences in both rankings. The fifth Slovak ranking is now more complex than the previous ones. We have evaluated more than 130 indicators and dozens of sub-indicators from 10 various sources of information. In the final section of my presentation, I would like to share also some examples of the best practices from Slovakia. And this first picture shows the specific subpage of Trnava region with community projects designed by the citizens themselves and supported through the municipal participatory budgeting. The number of self-governing regions using this participative tool for activating and supporting communities has risen from 1 to 4 since our last ranking in 2017. The screenshot on the right side represents best practice related to grant policy from Bratislava region. They support organizers of cultural, environmental, social or sporting events with more than 1 million euro per year, and the criteria and the description and the evaluation of the projects are publicly available on the specific web page as well. The second example of the pro-transparent measure is from Žilina region. Their chairwoman is one of the three regional presidents whose complete agenda has been published on the website. We appreciate this practice adopted from some Western countries because it is definitely in the public interest to know who is the chairman meeting with and what the reason and topic of their session is. The next indicator has been focused on transparency in the category social services. The significant improvement has been achieved also in this area. There are now published the vacancies and the waiting list for social care facilities on the website of 5 from 8 regions, and this activity minimized the bribes or clientelism in this area. Definitely, two last examples could be considered being the best practice as well. The first screenshot shows the minutes from the selection procedures in Prešov region. The minutes do not include only the names of committee members, but also the criteria of their evaluation and the results of the individual candidates. On the right side of the slide, the screenshot from Banská Bystrica region displays the minutes from the open competition processes of the self-governing region asset sale or lease. We are very happy that our transparency rankings are considered being an effective tool how to push for more open and fair public services.
Also, our results are broadly followed by media. In May 2020, more than 130 outputs in Slovak national and regional media covered our last ranking. We have the specific ranking portal as well, similar to Moldova. If you are interested in our research in more detail, the webpage address is samospráva.transparency.com. I hope that you found these examples interesting, and I will keep my finger crossed on your way towards more transparent public services. Thank you very much for your attention, and have a nice day.